Fie binecuvântarea Domnului peste tot poporul său. De mai multe zile am îndemn să vă pun în față ceea ce spune Scriptura despre post. Și am observat că și Domnul prin Duhul Sfânt ne-a chemat la aceasta. De altfel scrie în Ioel capitolul 1, versetul 14, vestiți un post. Chemați o adunare de sărbătoare, strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării în casa Domnului Dumnezeului vostru și strigați către Domnul. Aș vrea să privim la post. De altfel, ce este postul? O abstinență voluntară de la mâncare și băutură pentru un timp determinat, o înfrânare de la tot ceea ce ține de firea pământească, de pofte, de pasiuni trupești, sufletești, cu scopul apropierii de Dumnezeu ca să primim favoare și ajutor din partea Lui. Trecând dincolo de aspectele exterioare ale postului, știți, în Biblie este post pentru o zi, post de trei zile, avem acele trei mari excepții, Moise, Ilie și Domnul Iisus, că au postit 40 de zile. Nu știm cât au postit cei din Ninive. Avem post înascuns, fiecare pentru sine, cum spunea Domnul, avem post național, cum s-a anunțat aici. Aici n-ai cum să postești înascuns, că trebuia să fie o zi organizată, trebuia să fie și zi de adunare, zi de sărbătoare. Ideea era să nu te lauzi, că nu oamenii trebuie să te cinstească pentru postul tău, ci Dumnezeu trebuie să audă. Spunea un călugăr care a fost plecat într-o misiune că mai ușor postea la mănăstire decât singur. Și când s-a cercetat, a zis, pentru că acolo îmi plăcea să mă știe toți când ziua aceea eu nu mă duc la cantină. Dar când a fost sigur, nu știa nimeni că postesc. Și mi-era mai greu. Dumnezeu e Cel care măsoară starea adevărată a inimii noastre. De aceea aș vrea să privim în interior la ceea ce ar trebui să conțină, de fapt, postul. Aș identifica câteva tipuri de post și fie că atunci când postim, Domnul să ne primească. Cum zice Isaia 58, să se audă strigătul sus. Eu cred că postul este bun atunci când este întreg și când face parte dintr-un întreg. La ce mă refer? Spune Scriptura, citesc din Cartea Psalmilor, Psalmul 31, versetul 9, adică să nu postească numai trupul și sufletul să fie absent. Starea care o avem să cuprindă întreaga ființă, zice aici, Doamne, fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Tot în Psalm este scris, Psalmul 69, citesc de la versetul 10, plâng și postesc, dar se poate posti și fără să plângi, înseamnă că nu cuprinde întreaga ființă. Și apoi adaugă la aceasta rugăciunile, zice în versetul 13, eu către tine mi-nalz rugăciunea, Doamne, la vreme potrivită. Și când e mai potrivită dacă nu în post? Post și rugăciune, vă este cunoscută perechea aceasta. Versetul 16, Doamne, ascultă-mă căci bunătatea ta este nemărginită, nu-ți ascunde fața de robul tău. Acestea sunt cuvinte de rugăciune. Scrie de asemenea în Neemia, capitolul 9, tot pentru a vedea întregul din care să facă parte și postul, scrie aici în versetul 1, în a 24-a zi aceleași luni copilul Israel s-au adunat îmbrăcați în sat și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Fac aici o precizare, Dumnezeu n-a cerut un asemenea comportament cu saci și cenușă, dar când au făcut-o, dacă a fost postul întreg, au fost primiți. Versetul 3, după ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi,
O alta, a patra parte din zi s-au mărturisit păcatele și s-au închinat, asta înseamnă rugăciune, înaintea Domnului Dumnezeului lor. Da, fie ca postul nostru să fie și cu trupul, dar și cu sufletul. Și fie ca postul nostru să fie împletit cu rugăciune, cu milostenie, încât întreaga noastră ființă să fie în starea aceasta și să fie plăcută Domnului, slăvit să fie Domnul. Îmi vine în minte cazul unui frate care lucra la pădure singur în ziua aceea și pentru că postea, în loc de pauză de masă, făcea pauze de rugăciune. Și acolo, în mijlocul pădurii, a auzit o voce. El nu era botezat cu Duhul Sfânt. Și Domnul i-a spus, stăruiește mai departe, roagă-te. Cumva i-a primit, i-a dat un semn că i-a primit postul. Și va veni vremea când te voi binecuvânta în fața poporului. A trecut un an și ceva, aproape doi, și într-o perioadă de stăruință, cunosc cazul de aproape, era la amvon împreună cu un alt frate, începea slujba de după ora de rugăciune. Și în timp ce celălalt frate cerea binecuvântarea Domnului peste serviciu ce urma, acest frate care a auzit vocea în pădure, dintr-o dată a izbucnit într-o vorbire în alte limbi, acolo l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt la amvon. Ulterior și-a amintit, vine vremea când te voi binecuvânta în fața poporului, promisiune pe care Domnul i-a făcut-o într-o zi de post. Fie așadar postul nostru întreg. Amin? Aș vrea să privim apoi în Scripturi, am identificat trei tipuri de post. V-am spus, clasificări pot fi multe, dar astea mi se pare că fac parte din planul de mântuire și au de-a face cu starea spirituală. În primul rând, postul pocăinței. După înțelegerea mea din ce văd în Scripturi, nu există pocăință fără post, fără plâns. Spune Scriptura, citesc din cartea Ioel, capitolul 2, era nevoie de o vreme de pocăință și acolo rețineți nu pentru cei de afară, pentru cei din poporul lui Dumnezeu care se îndepărtaseră de Domnul. Ioel, capitolul 2, citim de la versetul 12, dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine. Expresia întoarceți-vă din Vechiul Testament, care apare de sute de ori, este echivalent expresiei din Noul Testament, pocăiți-vă. Cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeu vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Și Dumnezeu le-a făgăduit, pentru că întorcând pagina apare un titlu în traducerea noastră, făgăduințe. Aceștia au avut făgăduințe, erau poporul Domnului. Dar rămânem în profet și citim din cartea Iona despre niște oameni care n-au avut făgăduințe, dar au avut un post al pocăinței. Nu uitați că Domnul spunea, scrie în Noul Testament, Matei 12, că ce-au făcut cei din Ninive s-a numit pocăință. Ei n-au numit-o așa. Iată comunicatul împăratului, Iona 3, de la versetul 6. El care și-a scos mantia, s-a acoperit cu un sac și a șezut în cenușă, a trimis să dea de știre Ninive din porunca lui și a mai marilor lui următoarele, oamenii și vitele, boii și oile, și am mai întâlnit la frați astfel de situații când nici la animale nu le-a dat mâncare, nici copiii cei mici nu au avut dreptul acesta într-o anume zi. Să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, cu siguranță că au gemut și vitele în grajd. Ci oamenii și vitele se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, deci iată postul împletit cu tot ceea ce e necesar, și să se întoarcă de la calea lor ce area și de la faptele de asuprire de care se împline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui oprinsă ca să nu pierim. Repet, nu știu cât au postit aceștia. Câte zile? Ei știau că 40 au la îndemână.
S-or fi dus unii atâtea zile? Nu știu, mai puține, nu știu. Dar știți ce știu? Că au postit până s-au pocăit. A spus-o Domnul. Atât au postit. Nu știu ca cineva să fie smerit și zdrobit din starea lui de câte zile de post are nevoie. Dar fie ca să poate sta atâtea înaintea Domnului până când Domnul va privi, cum scrie în versetul următor, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce area. Atunci Dumnezeu s-a căit de rău pe care se hotărâse să le-l facă și nu l-a făcut. Iona era din poporul Domnului și știa că Dumnezeu la asemenea comportament își poate schimba atitudine. Să-i cerceteze Domnul cu pocăință, să ne cerceteze Domnul, să vorbim pentru noi. Pe toți care avem nevoie de pocăință, amin. Asta e foarte important, să ne smeim înaintea Domnului. Am auzit pe unii spunând, nu pot posti că nu sunt într-o stare spirituală bună. Ba da, poți posti, dar postul tău să fie spre pocăință. Ăsta e post tocmai pentru păcătoși. Orice stare spirituală ai avea, este recomandabil un asemenea post. Și Domnul să ia aminte ca la cei din Ninive. Citim de asemenea un alt caz, Neemia capitolul 9, scrie aici, tot de pocăință era vorba și tot în poporul lui Dumnezeu, în altă perioadă istorică. Neemia 9, citesc de la versetul 2, cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, știți reforma lui Neemia și a lui Ezra, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. Deci din nou avem de a face cu un post al pocăinții. Și știți ce s-a întâmplat în vremea aceea? Aveau mulți dușmani. Trebuia să se înființeze națiunea ca stat. Dumnezeu i-a ocrotit în vremea construirii templului, a rezidierilor Ierusalimului și astfel Dumnezeu le-a dat izbândă pentru că s-au smerit. Dacă ar fi să urmăriți, cred că vă amintiți ce citiți Biblia, conținutul din Neemia capitolul 9, cum s-au mărturisit cu adevărat înaintea Domnului. De aceea, să ne amintim, mai adaug la tipul acesta de post, că în ziua a 10-a a lunii a 7-a, singura zi când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, să obțină ce? Iertare. Când se făcea ispășirea. Atunci, scrie în Levitic capitolul 23, că tot poporul trebuia să fie în post. Citesc de la versetul 27. În ziua 10 acestei luni, să vă smeriți sufletele. Și de la ideea asta, prinsă în lege, au spus ei, scrie mai târziu în Isaia, să ne smerim sufletul o zi. Da, da, smerenia asta trebuia să fie întreagă, așa cum spuneam. De aceea ziua asta a ajuns să fie numită mai apoi în Scripturi, poate vă amintiți unde, nu spun, ziua postului. Ziua postului sau zilele postului fie să fie mai întâi de pocăință. Că dacă nu intri postul acesta, cerurile noastre nu sunt rezolvate de Dumnezeu. Asta era greșeala celor din Isaia 58. Ei posteau având diferite cereri înaintea Domnului, dar nu posteau mai întâi să se pocăiască. Și scrie aici în Isaia 58, de la versetul 6, iată postul plăcut mie și apar și ținea de pocăința lor. Asupreau, nu ajutau, erau indiferenți și alte vinovății, nu respectau zilele sfinte. Fiecare știe domeniul unde trebuie să se pocăiască, de ce trebuie să se lase. Eu cred că această stare de smerenie, de pocăință, trebuie să fie însoțită de post, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, încât de supărare să nu mai poți să înghiți, să n-ai poftă de mâncare. Cine conștientizează că e mânia lui Dumnezeu peste el și că vine pedeapsa ca cei din Ninive, eu cred că îi pierde pofta de mâncare. Deci este absolut natural un post plâns atunci când îți dai seama că ești pierdut și spui ca vameșul, Doamne, ai milă
de mine și Domnul să aibă milă. Un al doilea tip de post, l-am numit postul slujirii. Viața de credință nu poate fi întreținută fără post. Moise când a fost chemat în slujire, Domnul Iisus când a fost chemat în slujire, n-a făcut-o decât după un timp consacrat de post. Scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 13, despre cei din Antiohia. Versetul 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, pentru că avem de a face cu lupte spirituale, cu diferite activități care necesită putere, nu se poate sluji Domnului numai cu repetiții. Să cânte corul cât de frumos, să studieze cineva Biblia cât de profund, e necesar să și postească. Întoarcem în pagina, scrie în capitolul 14 că a rânduit, versetul 23, prezbiteri în fiecare biserică, deci erau deja constituite ca adunări, și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Și apostolul Pavel spunea despre sine, citesc 2 Corinteni, capitolul, sunt două dovezi, 6 cu 5, în posturi, și în 11 cu 26, 27, zice, în posturi adesea, să ne ajute Domnul și pe noi. Dar nu doar slujitorii, familiile. 1 Corinteni 7 cu 5. Asta e post necesar de-a lungul vieții de credință. Să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de sos decât cu bună învoială pentru un timp ca să vă îndeledniciți. A te îndeletnici când treabă unui frate, de ce să postim la cină? Ca să te îndeletnicești, a te îndeletnici înseamnă ceva a practica cu regularitate, cu postul și cu rugăciunea. Apoi se reia din nou viața de familie. Postul trebuie să fie întreg, să cuprindă și această situație. Și fie ca familiile să aibă postul lor organizat, un timp de post și rugăciune. Pentru ca, așa cum scrie mai departe, copiii să fie sfințiți și Domnul să binecuvinteze și să poată fi păstrată acea familie în condiție de slujire. Dacă avem cazul unor surori văduve, spune Scriptura, și pentru ele, avem cazul Anei, Luca capitolul 2, Ana postea, nu să se pocăiască, era pocăit, nu era post de pocăință acolo la ea. Nu ne spune Scriptura că postea, că ar fi avut vreo situație specială, vreo cerere. Era postul slujirii, care trebuie să meargă constant o viață întreagă. Luca 2, versetul 37. An nu se depărta de templu și zi și noapte slujea, de-aia l-am numit postul slujirii, lui Dumnezeu cu post și rugăciuni. Doamne, ajută-ne la toți! Și scrie tot pentru văduve, 1 Timotei 5 cu 5, cea cu adevărat văduvă și-a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Și întreb, e cineva membru în această biserică ce nu are un orar de post? Uneori anunțăm ca săptămâna în care am intrat post pentru marți și pentru vineri, dar socotesc că și dacă nu s-ar anunța, fiecare are postul slujirii, pe lângă postul pocăinței atunci când constatăm că e nevoie de așa ceva. Am întrebat odată pe un frate pe care l-a folosit Domnul, ce motive au stat la baza harului care Domnul i l-a dat, pe lângă ceea ce a venit de sus, ceea ce ținea de el? Și a zis, frate, când știam că îmi stă față vreo lucrare, și asta îmi stăteam în față săptămânal, le pregăteam pe toate cu post și cu rugăciune. Să ne ajute Domnul și pe noi, ca să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Amin. Și în al treilea rând, un al treilea tip de post, postul de mijlocire.
Când avem o problemă specială, când apare o boală, când apare un necas peste țară, peste adunare, când avem o situație, vrem să ne mutăm dintr-o țară într-alta, când este o situație de serviciu, tinerilor, când este cazul să vă căsătoriți, când, știu eu, e o problemă, nu ai serviciu, ești în șomaj, când este o amenințare din partea oamenilor, o persecuție, pentru noi sau pentru alții, sunt în viață multe necazuri, probleme. Unii apelează numai atunci la post. Dar dacă n-a fost postul pocăinței, dacă nu e un post de slujire, e mai greu să te asculte Dumnezeu atunci. Amintiți-vă de David, i s-a îmbolnăvit copilul și a postit. Nu l-a ascultat Domnul. Postul lui de mijlocire n-a fost privit. Dar după părerea mea, postul acela tot i-a prins bine lui David, s-a constituit și într-un post de pocăință. Post de pocăință i-a fost primit. Și spun asta în baza cuvintelor care le-a zis Nathan, Domnul te iartă. Înseamnă că i-a fost primit postul, dar pentru pocăință, nu pentru mijlocire. Să luăm câteva situații și să știți că sunt mari realizările date de Dumnezeu în urma postului. Citeam despre o situație undeva în statul american, dacă nu greșesc, Minnesota, cândva în jurul anului 1870 sau așa ceva, o zonă agrară, se mulțiseră ceva insecte, ceva dăunători. A venit căldura foarte repede primăvara și amenința să distrugă absolut toată recolta, să fie chiar foamete. Și pentru că în vremea aceea oamenii erau mai religioși, s-a anunțat o zi de post, anunțată de guvernator. Au fost închise magazinele. Toată populația a fost chemată la post. S-a încălzit vremea brusc, mai tare, și unii au avut îndoieli. Acum dăunătorii se mulțesc mai tare și cresc. Și după aceea a venit un frig surprinzător, au înghețat acei dăunători și se spune, a rămas asta în istorie, a fost un an foarte bun de recoltă. Și toți au spus apoi, asta a fost ziua aceea de post. Dumnezeu să dea izbăviri. Le spun la tineri, îmi povestea un frate, s-a pregătit să se căsătorească. Și-a pus ochii pe o fată, a crezut că e o fată bună, părea că slujește într-o formație. Și împreună cu alții a intrat în câteva zile de post. Pentru că în inima lui încă nu avea o încredințare de 100%. Și când s-a încheiat postul, în ultima zi de post, a primit un telefon. Și fata aceea a fost demascată că trăia în imoralitate. Și a zis, frate, Dumnezeu după acele zile de post m-a scăpat. Eu v-am mai mărturisit cândva aici. La noi, în familie, a fost o cerere cândva cu ani în urmă. Erau copiii mai mici să stăm în post și era o vacanță de iarnă și am stat o săptămână. Spunea unii întrebări, e stata, dar asta nu e vacanță, toate zilele postim mai, cei mai mici până la amiaș, cei mai mărișori până seara. Și la câteva zile după aceea, unul dintre copii a căzut de pe acoperișul de la casa veche, printre un gard de beton și țeava de la cișmea, n-a pățit absolut nimic. Și tot în acele zile, undeva într-o familie, un copil coborând pe scările interioare a unei case, doar așa a dat cu mâna să atingă grinda de sus, n-a fost atent la treaptă, a căzut, a dat cu ceafa și a murit. Și copiii apoi puteau să mărturisească că postul acela a dat rezultate. Mărit să fie Domn. Au fost și alte situații, fiecare le aveți, am amintit doar una, îmi vin în minte mai multe, vreau să spun ce scrie în Biblie. Cartea 2 Cronici, capitolul 20, versetul 3. Hai și 2, să înțelegem mai bine. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria și sunt la Hațațon Tamar, adică Enghedi, în spaima sa. Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Rețineți, n-a fost post de pocăință. Iosafat era pocăit. A fost un post de cerere. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. A fost adunare, a fost prorocie și a fost apoi o mare biruință și a fost binecuvântare. În urma postului nici n-a mai fost război. Au mers la război ca la sărbătoare, cu cântăreții în față, au fugit dușmanii, dar și-au lăsat acolo bagajele.
că au mers cu merinde multă la război. Și scrie aici, citesc de la versetul 25, Iosafat și poporul său s-a dus să ia prăzi, le-au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe și au luat atât de multe că n-au putut să le ducă pe toate. 3 zile au prădat că cerea multă pradă. A patra zi s-au strâns în Valea Beraca, binecuvântarea unei binecuvântat pe Domn, de aceea au numit locul acela Valea Beraca, nume care a rămas până în ziua de azi. Și ne-a rămas și nouă scris ca să spunem și noi toată inima, slăvit să fie Domnul care i-a binecuvântat. Deci iată cum postul a transformat o zi de necaz într-o zi de binecuvântare. Este bine cunoscut postul Esterei, de aceea a și rămas numele. Citesc din cartea Estera, capitolul 4. De la versetul 15, Estera a trebuit să-i spună lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele și apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce-i poruncise Estera. A fost un post, mulți s-au angajat în el. Cu siguranță că au plâns, cum scrie aici de la versetul 1, Mardoheu scotea strigăte amare și strigătul lor s-a auzit sus. Și deși a fost un pogrom inițiat de un mare dușman, o lege care nu putea fi anulată, Dumnezeu tot a schimbat sorții. S-a dat altă lege peste cealaltă, pentru că prima, repet, nu putea fi anulată, așa era la Mezi și la Perși, încât lucrurile și sorții s-au schimbat total. Luăm un alt caz. Citesc din cartea Daniel, capitolul 9, pentru că aici avem ceva, ce zic eu, se leagă cu biserica noastră. Noi avem făgăduințe și poporul avea făgăduințe că după 70 de ani va fi rezidit templu, se va întoarce poporul. Dar Daniel n-a stat nepăsător să spună, Domnul a vorbit, de acum lasă să se împlinească. Versul 2. În anul întâi a domniei lui Dariu, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmătura Ierusalimului după numărul anilor pe care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și m-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut, cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenuș. N-a fost post de pocăință, nici de slujire, de slujit slujea el și de 3 ori pe zi se ruga, a fost ceva special mijlocire, pentru că trebuia mișcată inima împăraților, trebuia mișcată inima poporului să se întoarcă în țară. Erau lucrări care cereau sprijin spiritual și în continuare prezentată rugăciunea lui. Și scrie, întoarcem pagina, capitolul 9, versetul 21, și pe când vorbeau eu încă rugăciunea mea, dar a fost cu post de mijlocire, a venit repede în zbor, uite, omul Gavril pe care l-a văzut mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. Daniele, când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să-l vestesc, că tu ești prea iubit și scump. Să ne ajute Domnul așa să-i fim și noi și să ne primească cerurile cu care venim înaintea Lui. Sunt și alte situații, aș vrea să mă amintesc ceva ce scrie în Psalmul 35. Când au zis că o familie are probleme, interveniți pentru ei? Intervenim? Și în privința asta, Domnul ne-a vorbit profetic, măcar că e scris întâi în Biblie, dar Domnul prin Duhul Sfânt ne reamintește punctual. Psalmul 35, un psalm al lui David, citesc de la versetul 13. Și eu, când erau ei bolnavi, și în privința asta putem să mărturisim Domnului noi ca familie, că mulți au stat alături de noi, Domnul să le răsplătească, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat la sân. Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate, cu capul plecat ca de jalea unei mame. Așa a înțeles David să pună suflet pentru alții și a putut să plângă și pentru socrul lui, care știți ce i-a făcut. Și a fost un om după inima lui Dumnezeu din mai multe puncte de vedere, între care cred că se încadrează și aceasta. Lui David îi părea rău și de oile tatălui său,
și sărea în fața leului și a ursului, da de sufletele evreilor. De aceea Dumnezeu l-a ales să fie păstorul lor, că punea suflet. Să ne ajute Domnul să sărim și noi atunci când alții sunt în necaz și să ajutăm cu ceea ce este necesar și bunul Dumnezeu să dea izbăvire. Și închei cu cele scrise în Isaia 58, aici sunt niște făgăduințe mari. Dacă noi ne facem partea noastră și postul întreg, dacă întâi ne pocăim, dacă avem o viață de slujire, de post, și dacă știm și să mijlocim, vă citesc numai binecuvântările pe care ei nu le vedeau, pentru că, așa cum spune de la versetul 1, aveau păcate, versetul 2 își imaginau că sunt bine, dar nu erau, și atunci ziceau, Doamne, noi postim și Tu nu vezi. Și versetul 6, iată postul plăcut mie. Și începe cu condițiile de pocăință, eu vă citesc acum în final numai binecuvântările postului. Versetul 8, atunci, după post, după un post corect, întreg, lumina ta va răsări ca zorile, vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta va merge înainte, slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Versetul 10, partea a doua, lumina ta va răsări peste întunecime, întunericul tău va fi ca în amiaza mare ziua. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va săturea sufletul chiar în locuri fără apă. Va da din nou putere mădurarilor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor a cărui ape nu seacă. Ai tăi, e vorba de mijlocire, vor zidi iarăși pe drămăturile mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumul și face țara cu putință de locuit. Și finalul versetului 14, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, vei putea să te desfătezi, eu te voi sui pe înălțimile țării, căci gura Domnului a vorbit. Fie ca după rugăciune rostite de gura noastră, într-o zi de post sau în mai multe, gura Domnului să vorbească și să rostească aceste împliniri și binecuvântări și Domnul să-și proslăvească numele. Amin.